proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului teren și construcție situat în municipiul Târgoviște, bulevardul Regele Carol I, numărul 3, precum și a bunurilor mobile, mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în dotarea clădirii prin contract de împrumut de folosință comodat către Centrul Cultural pentru UNESCO, Cetatea Romanței Târgoviște. Doamna Stoica, aveți cuvântul. După cum am prezentat prin consiliul anterior, prin adresa numărul 562 din 8-11-2017, Centrul Cultural pentru UNESCO, Cetatea Romanței Târgoviște, solicită atribuirea în folosință gratuită a imobilului situat în Bulevardul Regele Carol numărul 3, cunoscut ca și Casa de Oaspeți, pentru o perioadă de 49 de ani, în vederea acreditării ca Muzeu al Romanței Românești. Ulterior aceste adrese, Centrul Cultural pentru UNESCO, Cetatea Romanței Târgoviște, a prevenit asupra solicitării inițiale, motivând necesitatea de a primi un contract de folosință, un contract de comodat pentru o perioadă de minim 12 ani, perioadă necesară obținerii avizelor de funcționare și a acreditării muzeului. Noi am rămas cu proiectul pentru că el a fost amânat în forma prezentată anterior, munca noastră să decideți cu privire la termenul pentru care urmează să fie atribuit acest contract. Da, mulțumesc, doamna Dorina. Domnul Vasilie, vă spun. Sunt niște momente extrem de neplăcute aici, în Târgoviște și în Dâmbovița, privind activitatea culturală în general. După cum bine știți și dumneavoastră, Târgoviștea nu mai apare nici măcar la buletinul meteo. Nu mai vorbesc de știri importante, culturale sau alte evenimente pe televiziuni naționale, acolo unde ne putem, nu, face o imagine bună și s-ar putea răsturna, sigur, și în alte efecte de ordin economic, social și așa mai departe. Dacă n-ar fi arhiepiscopia cu evenimente importante, chiar ultimul, dacă vreți, înmormântarea regelui, dacă n-ar fi Crizantema de Aur, care are transmisiune în direct timp de 18 ore pe cele trei canale, inclusiv TVR Internațional și Republica Moldova, despre Târgoviște nu s-ar fi prea multe lucruri. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați trecut pe lunea de și pentru că aveți răbdarea să mă ascultați. Vorbim aici de trei lucruri pe care vă rog frumos să le aveți în atenție, domnule și domnule consilier. Despre oportunitate. Atâta timp cât domnii liberali au propus 10 ani, domnii de la PSD au propus 5 ani, dumneavoastră ați propus un an, există deci acordul de principiu, există oportunitatea că trebuie făcut acest muzeu, că e vorba despre un muzeu în esență. Mulți dintre dumneavoastră ați și fost acolo și dintre domnii consilieri și mai ales conducerea județului care a fost în totalitate acolo. Domnul președinte a fost acolo. Domnul prefect a fost acolo, domnul vicepreședinte a fost acolo, chiar și domnul secretar. Este adevărat că la acea întâlnire s-au făcut niște promisiuni mărețe, tot în baza oportunității. Domnul președinte a promis o susținere totală, există și înregistrarea, și i-am mulțumit și atunci, îi mulțumesc și acum. Domnul prefect a promis la fel, că ne va sprijini în măsura în care, mă rog, îi permite legea. Domnul vicepreședinte și dânsul a fost acolo și a făcut aceeași promisiune, domnul secretar la fel, ba chiar domnul secretar în plus, domnule, mă voi zbate pentru proiectul ăsta, că este un proiect foarte frumos. Dacă cumva am fost în afara celor ce am spus acolo, vă rog să menționați, dar nu este că. Așa s-au întâmplat lucrurile. După aceea am derulat și niște întâlniri oficiale. Adică președintele mondial al UNESCO a aflat la Târgoviște cu președinta federațiilor europene, a cluburilor UNESCO, ne-am deplasat la Consiliul Județean unde am întâlnit cu domnul președinte, am întâlnit cu domnul prefect, s-au făcut niște promisiuni extraordinare. Vom sprijini, este un proiect frumos care ajută, nu, ca Romanța să ajungă în patrimoniu imaterial UNESCO, un proiect, primul și singurul proiect la nivel de UNESCO în județul Dâmbovița. Cele mai mari personalități din UNESCO în ultimii 2 ani au fost la Târgoviște și au primit aceleași promisiuni. În baza acelor promisiuni pe care le-a făcut conducerea județului și aș putea să extind chiar și la domnul Tuțuianu când era
președinte al Consiliului Județean, care în direct a spus pe televiziunea română, domnule, o să sprijinim acest proiect. Chiar astăzi ne-am întâlnit cu conducerea UNESCO și am promis că vom sprijini acest proiect al muzeului și al intrării Romanței, nu, în patrimoniul imaterial mondial. E un lucru, dumneavoastră îl știți la fel de bine ca mine și nu insist asupra lui, ce înseamnă să ai egida UNESCO la o mare activitate sau la muzeu. Până și acest muzeu care este gata, deci nu vorbim despre ceva ce vom face, până și pentru acest muzeu, UNESCO și-a dat egida, a venit, i-a tăiat panglica, mă rog, și cu televiziunea română și cu Uniunea Compozitorilor și Uniunea Compozitorilor reprezentată. Artiști importanți de la Chicago, directorul operii din Chicago, din Japonia, Ryo Kasugo, din Finlanda, doamna Riva din Franța, din Serbia, din Rusia, Marea de Nord, din Bulgaria și așa mai departe, aproape 20 de țări reprezentate. Dați-vă seama ce reprezintă Romanța pentru Târgoviște și pentru mari artiști ai lumii, dacă au venit din Chicago, directorul artistic al operei din Chicago, să cânte două romanțe la Târgoviște. Sau Ryo Kasuga, mare solist de muzică cultă în Japonia, a venit să cânte două romanțe la Târgoviște. E un lucru extraordinar. Sigur că avem și susținerea dumneavoastră, avem donațiile cele mai importante de la cei mai importanți artiști. Acolo există aproape 500 de portrete făcute în ulei pe pânză, cu cei mai mari interpreți, aproximativ 500 de mari personalități ale muzicii din ultima sută de ani au fost prezenți la Târgoviște, de la Ioana Radu și până, nu știu, la cântăreții din ziua, toți cântăreții de muzică ușoară, toți cântăreții de operă, în majoritatea lor artiști emeriți, mari personalități ale scenelor lumii. Sigur că nu îmi asum eu niciun drept din punctul ăsta de vedere, dânsii au venit pentru că le place romanța, pentru că ea înseamnă identitate românească și pentru că ei au înțeles mai mult decât am înțeles eu, vreau să cred că au înțeles cel puțin ca dumneavoastră, că romanța pentru Târgoviște înseamnă un brand extraordinar, egal cu brandul de la Turnul Chindiei. Numai că vorbim aici de cultură vie, chit că e vorba de un muzeu, cultură vie. Acest muzeu are în spatele lui cel mai lung festival românesc și cel mai apreciat. Singurul festival la care participă în juriu, după cum bine știți, Uniunea Compozitorilor. Singurul festival transmis în direct integral și acum venim de la două spectacole din țară, de la Cluj și de la Craiova, unde, sigur, am făcut în numele Consiliului Județean și în numele Consiliului Local, fără ca aceste două instituții să fie alocat măcar vreun leu, două spectacole mari cu sele arhipline la opera din Craiova și la cinematograful din Cluj, cu sele arhipline unde am dus mesajul romanței de la Târgoviște. Un succes extraordinar, o să vedeți și de sărbători de Crăciun și de Anul Nou, secvențe din acele spectacole și din Crizantema de Aur, aproximativ 6 ore. Deci aici n-am lămurit cu oportunitatea. Dumneavoastră ați fost de acord că este oportun să facem și legea spune că o să revenim și la ea. Legalitatea. Legalitatea spune ordonanța 26. Un minut. Nu. Vreau ca să dezamorsez problemele că domnul Tuțianu ar fi împotriva acestui proiect. Eu am vorbit personal cu dânsul și mi-a spus că nu e nicio vorbă, să nu mai minciuni în privința asta și m-a dezlegat să spun public treaba asta și iată că o fac. I-am promis să o spun public. Nu, pentru că am discutat cu dumneavoastră și e bine să... Eu cred că problema e termenul, nu oportunitatea și nici... Nu, dacă este oportun, trebuie să fie și legal, domnul președinte. Dumneavoastră sunteți doctor în drept. Eu sunt doctor în istorie. Și vă spun că nu voi face nimic împotriva legii. Păi da. Din moment ce aprobăm un muzeu acolo, noi trebuie să respectăm legea și etapele în care el se poate face legal. Eu nu pot să stau ilegal cu muzeul acolo. Și nu cred că nici domnii consilieri care respectă legalitatea vor putea vota ca eu să stau ilegal acolo. Aici este problema. De-aia am vrut să punctez că și ordonanța 26 spune la articolul 49 că dumneavoastră, în măsura posibilităților consiliilor locale,
puteți aloca spații pentru asemenea activități. Deci nu e nimic ilegal. Legea 311 însă spune în ce condiții se pot înființa muzeele. 30 de zile, articolul 6, pentru verificarea documentației, 10 zile pentru returnarea și eventuale modificări, 15 zile comunicarea avizului, 30 de zile de contestație, 20 de zile analiza la ministru plus 5, în total 110. Iar la acreditare, în total 195 de zile. Iar avizarea provizorie este de un an, conform legii. Eu am trimis domnilor consilieri și domnilor consilieri un extract din lege. Acum, să mai punem încă o problemă și cu asta am și încheiat, văd că sunteți nerăbdători să închei. Deci știam că sunteți unul dintre susținătorii proiectului, mă rog. Cine face acest muzeu? Că probabil văd foarte mulți domni tineri consilieri. Vă salut pe prietenul meu mare la artistul Alin Georgescu, care probabil că va susține proiectul. Cine face? Deci nu face oricine proiectul ăsta. Nu a venit un cetățean necunoscut în fața dumneavoastră să spună, domnule, vreau să fac muzeul nu știu cui. Vine un om care a trăit odată cu Crizantema de Aur, care este ctitor la toate teatrele care s-au făcut până acum, la Filarmonica, care după aceea s-a desființat, la Alea Domnitorilor, la Muzeul Crizantemei, la Facultatea de Jurnalism, la prima televiziune din Dâmbovița, adică nu vine chiar nimeni ca să nu puteți dumneavoastră să-l ascultați. Eu vă mulțumesc și rog pe domnii consilieri, indiferent de ce presiuni s-au făcut asupra dumneavoastră, să judece cu consistința. Romanța este un mare brand, este foarte iubită, a dat și o audiență foarte mare și să-și dea votul după consistința domnilor. Este nevoie de un minimum 7 ani pentru o primă acreditare, altfel. Eu vă mulțumesc. Dacă mai sunt puncte de vedere legate de acest proiect, domnul Popa. Domnule președinte, stimați colegi, în ședința trecută am susținut și în ședința de astăzi o să susținem în continuare ca perioada de folosință gratuită sau de comodat să fie cât mai mare și atunci am zis noi 10 ani. Dar vreau să vă spun că vom vota și proiectul colegilor noștri, pentru că săptămâna trecută colegii noștri din PSD au propus o perioadă mai mică, de 5 ani, acest contract de folosință gratuită și s-au acomodat. Deci ne menținem punctul de vedere că ar fi corect să fie pe 10 ani, ca acest spațiu muzeal să fie transformat în muzeu, înțeleg că numai avizarea, acreditarea durează o perioadă destul de mare. Dar vom susține, vom vota și proiectul de hotărâre al colegilor noștri, care este pe o perioadă mai mică de 5 ani. Domnul profesor Sache. Aș vrea să fac o precizare, anume că propunerea de a se da încomodat acest imobil pe o perioadă de 5 ani nu este a grupului PSD, este a mea personală. Nu m-am consultat cu colegii mei. Îmi mențin punctul de vedere că pentru viabilitatea unei astfel de contract, perioada de un an este mult prea mică. Și deci eu nu fac decât să mențin o opinie anterior exprimată. Mulțumesc, domnul profesor. Domnul Florin Georgescu. Acum 35 de ani la această ediție, sunt cele mai multe ediții ca număr, ca și număr, am zis numai la 2, ca două ediții fiind plecat din țară și mă doresc sufletul. Eu aș propune să dăm un termen rezonabil și să facem o altă clădire sau dacă nu aici la cineva independent, dar face forul central care este mai grandios să mutăm acest muzeu. Gândiți-vă că este onoarea orașului Târgoviște și eu ca și cetățean al orașului Târgoviște vreau să, așa cum am promis atunci când am fost onorat cu această distinție, că trăiesc datorită Bizantenei și datorită Bizantenei am plecat de aur, am plecat de aici pe meleagurile Cântului Lumea. Vă rog prin numele meu și în sufletul meu să țineți cont că merită acest muzeu să existe. Am
Mulțumesc, domnul consilier. Câteva precizări aș dori să fac și eu, dar nu mai sunt puncte de vedere. Cred că nimeni din această sală nu s-a opus acestui proiect. A doua precizare, extrem de importantă, sigur că legislația prevede niște termeni. Alea sunt termene maximale, fraților. Nimeni nu spune că trebuie să stai 15 zile nu ca să... Nu sunt obligatorii și fixe, domnul președinte. Legea le prevede fixe și obligatorii. Nu cred că este o astfel de prevedere în lege, că termenele sunt fixe. Spune că în 20 de zile poți da un răspuns. În 15 zile ai dreptul să faci contestații. Ați văzut dumneavoastră minister care răspunde mai repede de... Domnul, n-aș vrea să intrăm într-o polemică pe acest subiect. A doua precizare, pentru că înțeleg și să știți foarte clar, tehnicile de manipulare îmi sunt cunoscute... Zic eu, binișor, ați spus că nu ați sprijinit Consiliul Județean Dâmbovița și ați făcut imagine Consiliul Județean Dâmbovița. E foarte bine că o faceți și este de apreciat acest lucru. Din punct de vedere legal, Consiliul Județean Dâmbovița nu poate sprijini acțiuni decât în județul Dâmbovița, din punct de vedere financiar. Ne ducem la lege și e normal să facă acest lucru. Există vreo lege? Da, există o reglementare, se pot sprijini proiecte culturale de către asociații, fundații desfășurate în județul Dâmbovița. Având în vedere considerentele, așa cum am discutat, eu vă propun ca termenul pentru durata contractului de împrumut de folosință în speț acomodat să fie de 3 ani. Eu consider că este un termen rezonabil în care cineva poate face dovada inițierii unor demersuri pentru a dovedi realizarea scopului sau obiectivelor pentru care a fost încredințat spațiul respectiv. Sigur că acest contract prevede posibilitatea continuării lui în momentul în care fiecare dintre noi dovedim buna credință și eu știu, îndeplinirea celor asumate și convenite. Dacă din partea dumneavoastră mai sunt alte lor de poziție pe acest termen. Grupul PNL agreați sau mergeți pe variantă? Sunt nevoit să agreăm acest termen pentru că în condițiile în care nu am fi de acord să închide acest contract de folosință gratuită la sfârșitul anului și mă gândesc că ar fi destul de greu și să, eu știu, un spațiu muzeal care deja funcționează să-l închidem. Mulțumesc, domnul consilier. Domnul Sache? Ok. Cu aceste precizări supun aprobării modificarea articolului 2, durata contractului de folosință este de 3 ani și supun această modificare votului noastră. Cine este pentru? Unanimitate. Pe cale de consecință vă propun spre aprobare hotărârea cu termenul de 3 ani. Cine este pentru? Mulțumesc. Unanimitate de voturi și la acest proiect. Vă mulțumesc.